Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi ne zbenguim prin lumea moto și facem ceva diferit de ce am mai făcut până acum și cum ne-am învățat, că ne-am învățat pe ureche. Așadar, am pus cap la cap mai multe informații și am zis să facem un episod de curiozități despre motociclete. Tare greu e să te ascunzi pe podea să apari în ecran. Dacă vă plac genul de videoclipuri, nu uitați să lăsați un comentariu în secțiunea de descriere pentru a vedea și ochii mei ce impact are un astfel de videoclip și dacă să mai fac. Să începem în forță, zic, nu? Prima motocicletă din lume a fost un SH Rupert din 1869, care avea motor cu abur, da, cu abur, ca la trenuri din alea, ciu-ciu, știi? Anvelopele pentru motocicletele sport nu conțin niciun procent de cauciuc natural. Bine. Iar Yamaha face și piscine, instrumente muzicale și elicoptere. Primele căști de motociclete erau dublate cu plută. O să vorbim și mai târziu despre cum au apărut aceste căști, cum au apărut prima dată căștile de motocicletă și cum a fost să fie ca unul să inventeze căștile și de ce. Termenul motocicletă a fost inventat pentru prima oară de inventatorul britanic Edward Butler, care a construit primul prototip de motocicletă în 1885. Prințul Laurens al Arabiei a fost ucis în timp ce conducea o motocicletă. Legat de el este povestea cu acele căști, cum s-au inventat căștile. S-a dovedit că proprietarii de Honda Superbike Blackbird sunt implicați în accidente o dată la 10 ani. Una din 5 motociclete care nu stau în garaj din marile orașe ale lumii sunt furate. Studiile spun că inginerii motociclisti sunt cei mai des implicați în accidentele de motocicletă față de intelectualii motocicliști, care au rata cea mai mică de accidente de acest gen. Peste 60% dintre accidentele de motociclete se întâmplă în timpul nopții. Logic, nu vezi. Cea mai mare altitudine la care a ajuns o motocicletă vreodată este 6115 metri, iar recordul a fost stabilit de două motociclete chinezești, Jinglong, pe muntele Everest în 2002. Călătoria cu motocicleta poate reduce timpul dedicat drumului aproape de două treimi. Pe spațiu de parcare dedicat unei mașini pot încăpea până la 8 motociclete. Peste 60% dintre accidentele de motociclete petrecute în oraș au ca și cauză neglijența pietonilor. Înainte de primul război mondial, cea mai mare companie producătoare de motociclete era Indian Motors, care producea 20.000 de motociclete pe an. Intersecțiile sunt locațiile cu cele mai multe accidente de motociclete. Condițiile meteo constituie cauza accidentelor de motociclete în numai 2% dintre cazuri. Motocicletele au reușit dintotdeauna să atragă fascinația tuturor datorită libertății pe care ți-o oferă acest mijloc de transport, dar și adrenalinei pure care scurge prin vene când o încalci și gonești la drum. Cu toate acestea, este un domeniu prea puțin cunoscut. Roata de față oferă 75% din controlul în curbă, iar dacă ești pe curbă și acționezi frâna de spate, motorul se îndreaptă. Firma Vespa și-a numit scooterele după cuvântul albină din italiană. Kawasaki nu produce doar motociclete, ci și nave spațiale. Firma a început să facă motociclete de abia în anul 1962, pentru a face publicitate industriei necunoscute până atunci de public. Devil, Satan și Lucifer au fost denumiri ale motocicletelor. Atunci când Valentino Rossi avea numai 5 ani, tatălui a fost motociclist de curse. I-a construit în schimb un go-kart ca înlocuitor pentru motociclete, fiind îngrijorat de siguranța lui. Motocicleta Toto, da, Toto, construită în Japonia în 2010, funcționează pe bază de deșeuri umane. Între 1917 și 1923, firma americană Harley-Davidson a construit mopede.
În Japonia, Hayabusa înseamnă șoim călător, sugerând astfel că modelul Suzuki GSX-1300R Hayabusa este o pasăre rară și rapidă. Când își vânează victimele, acest prădător poate atinge viteza incredibilă de 290-325 de km pe oră. Cea mai lungă distanță parcursă vreodată de un om în 24 de ore pe o motocicletă a fost 3249 de kilometri. O întâmplare interesantă s-a petrecut în ziua de 13 mai 1935. Celebrul colonel britanic cunoscut ca și Laurens al Arabiei, proaspăt pensionat, își conducea motocicleta pe un drum strâmt din preajma fermei sale. Dintr-o dată au apărut doi băieți pe bicicletă în fața lui. Încercând din răzputeri să evite, Laurens a pierdut controlul asupra motocicletei și a suferit contuzii majore după ce a căzut de pe ea. A murit la 6 zile mai târziu în spital, deși doctorii au făcut tot posibilul să îl țină în viață. Unul dintre doctori care se îngrijorau de colonelul Laurens, un neurochirurg, a fost foarte șocat de gravitatea rănilor. De atunci a început un lung studiu constând în cercetarea peste 2000 de decese survenite ca urmare a accidentelor pe motociclete. Studiul său a fost publicat în British Medicine Magazine și a condus la inventarea căștilor de protecție pentru motocicliști. Unele companii moderne de motociclete au început cu un alt tip de producție față de cel de astăzi. De exemplu ar fi Ducati, care a fost o afacere de familie fondată în 1926, iar Ducati inițial a fost o companie producătoare de componente radio. De-abia după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, după scăderea cererii de componente radio, au început să fabrice vehicule motorizate. Înainte de a deveni faimos pentru căștile de protecție folosite la curse, Arai producea căști de protecție pentru șantierele de construcții. Compania a fost fondată în anul 1926 și este în prezent condusă de a treia generație de familie. Honda Super Club 1958 a fost vehiculul cu cele mai mari vânzări din toate timpurile, cu peste 60 de milioane de unități produse până în aprilie 2008. Sper că v-a plăcut acest videoclip cu puține informații despre motociclete, curiozități, așa cum mi-am spus și noi în titlu și la început. Sper că ți-a plăcut acest episod, lasă și tu în comentarii ce alte curiozități mai știi despre motociclete. Stai aproape și nu uita să fii și tu un motorider de pe www.motoridershop.ro și intră și pe Instagramul meu, pentru că am făcut un giveaway acolo pentru ei. Pentru ei? Pentru cine ei? Pentru voi! Am făcut acolo un giveaway pentru voi. Pentru voi, pentru voi, pentru voi, pentru voi, pentru voi, acolo. Mamă, cum se aude în cască. Intră și pe Instagramul meu, motorider, te aștept și pe Instagramul meu, motorider.motovlog. Din nou, sper că ți-a plăcut acest videoclip, intră la giveaway, nu uita să dai acest videoclip ai înțeles tu ce am vrut să spun, like, share și subscribe. Știu eu că tu n-ai dat subscribe, știu eu. Ne vedem pe data viitoare, Motorider, pentru tine, numai bine. Pa!